Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Temele pentru acasă. Bravo. Nu știu la ce, dar la matematică cred că trebuie o interzisă de mult. Problema, deci rugăm totuși profesorii și profesoarele de mate care sunt pe recepție să nu se supere, deși cu umorul nu știu cât de bine stau. Este și un pic de șarj aici, adică mai pune și ghilimele, dar adevărul trebuie spus. Problema, conform acestui studiu, anchetă realizat la Universitatea din Australia de Sud, problema apare atunci când părinții trebuie să-i ajute pe copii să facă temele la mate. Deci n-ați scăpat. Cercetătorii, deci că noi am încercat, dar nu ne iese mereu. Asta e. Au observat că noile programe școlare, noua programă școlară, este prea complicată pentru ca părinții să mai fie în stare să facă teme împreună cu copilul. Deci, vezi, după ce te-a urmărit matematica în timpul gimnaziului și liceului, și în unele cazuri și în timpul școlii primare, acum te urmărește și la maturitate. Aparent, temele fac mai mult rău decât bine și părinților, nu doar copiilor. Cred că mai mult părinților. Categorii, categorii. Să știți că Luca tace pentru că și ia notițe. Da. Deci dacă mami și tati nu pot face temele copilului, e afectată și încrederea acestuia. Cercetătorii au constatat că temele pot afecta neintenționat un copil atunci când acestea, două puncte, fiți atenți că e pe puncte, sunt prea dificile pentru ca un copil să realizeze independent și sau cu sprijinul părintelui. Deci dacă nu poate, îi afectează încrederea. Evident. Am simțit. Și familiei. Necesită un sprijin semnificativ din partea părinților și afectează timpul petrecut în familie. Grav. Și bugetul. Caz real la mine acasă. Sau la meditații, la matematică și tot degeaba. Duc la o experiență negativă pentru copil. Oho! Asta e, cred că, indiferent de temă. Și pentru părintele copilului, conducând la asocieri negative cu matematica și potențial la dezinteresul elevului față de această materie. Băi, tip, simt că scriu despre copil mine. Copil plus matematică e egal pedepsă plus bătaie. Generează sentimente de disperare, stres și negativitate printre părinții care nu pot oferi ajutor. Și să știți că și printre copii este stres, negativitate și foarte multă disperare. A venit ăla seară cu genul liric la mine, cu nu știu ce poezii. Stai că vorbim de mate. De matematică. Dar cum e cu... Dar lasă că am ajuns la română, cu palatul din pădure, cu... Fac ca elevii să se simtă inadecvați atunci când întâmpină dificultăți în rezolvarea temelor. Total inadecvați. Îmi descriu copilăria, dar 40 de ani prea târziu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.